bine așa. Dacă ne dați ideea asta, dacă nu luați... Asta înseamnă că e la noi. Nu, cred că nu au fost plafonul acoperit să-l ai, nu știu, cei două luni, noi de genul, știu eu. Și au suplimentat salariile. Deci... Doi, proiect de hotărâre privind aprobare contravaloare transport personal de didactic și auxiliar aferent lunilor septembrie și octombrie în suma de 9410 lei. Sunt discuții? Nu. Atunci supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și am ajuns la punctul 3. Diverse. Aici, dacă aveți dumneavoastră probleme, că noi nu avem sigur. E valid vorba, nu? Nu, în centru, de când las autobuzul, nu mi-am nicio vecă, că m-am umblat noapte, mi-o spargă. Nu, ia, nu merge pe. Nu s-a prindă. Asta am fost pe valid acum dimineața la... Nu mă spunea să ducă al tău ieri. Mai era aici, din, la cămin, și până la podul, s-a făcut podul acolo, nu are niciun vecă. Mi-a dat să mătează undeva ca să-ți ia la băiatul ăla. Doamne, așa și nu... Nici la tine, dar... Dar, mă, ești la cămin până acolo, tot nu are niciun vie. O persoană. Sunt două capace de canal, pentru că sunt un coordinar, și unul la pădică și sunt făcut de varchi. Intră careva pe mașină. S-au rupt de aia, cred că o mașină de-asta de tonaj. Sunt două, dar unul... Da. Chiar l-am dat cu azmerși. Da, e o problemă cu drumul din Pârâu de la Bătila, de la Alecu acolo. Toată lumea reclamă că nu mai pot trece cu căruțele, cu... la Aron, la Melinte. Dar nu pot făcut acolo. Da, dar mai la deal un pic, nu de la podul nou. Podul nou este și se trece în partea altă pe deal pe Bacna. Sună oamenii mereu și vor să fie ajutați cumva cu drumul de acolo, pentru că e destul de greu pe Pârâu. Nu știu, unde pe care spune? De Pârâu, la Melinte. Și la Aron, la Bodoagă, cum ne zice. Deci nu mai pot trece, au câte o punte așa făcută. La Bodoagă s-au făcut. La Bodoagă am... Zic că m-am făcut în putelajul acolo mai cu vor, da, dar vor totuși să fie mai îngustat sau să puneți niște balastru ceva, că nu... Nu se poate ajunge. O să ajungem acolo, dar nu știu exact cum stau lucrurile. Bănuiesc că ei vor să treacă cumva pe podul ca niște pe Bahna și să circule pe fața porților cumva vali. Cred că da, acolo nu poți, decât dar nu-i ca pe oare. Acolo numai dacă îi pui gabioare, să lărgești spre Pârâu și el să meargă pe deasupra gabionului. Jos cu când răbunie. Da, atunci duci Pârâu spre Avram încoace, știi? Și când a fost cu buldozerul și a făcut lui Bodog de la poarta acolo Aron, a ieșit cu oaia de Vila Vale, hai faceți-mi și mie, după ce le-a făcut lor și a îndreptat, când se ia, nu lua de aici balastru, nu lua, a ieșit tot unul între tămbărul. Numai că, da, am făcut și asta e. Da, mergem acolo să vedem, o să ajungem în zonă și atât că se poate face. La Drăgucești, acolo, domnul primar, în curbă, cum coborâți la Calimbada, spre Moară. Da. Apa... Am văzut. Ați văzut că vine vedere că vine perioada rece, în gheață, în interioasă și asfaltul. Am solicitări acolo, cei de sus, le pun și de sort. Și o să ajung, cred că, mâine, cu mașină de sort. Făcut ceva că să utilizeze apa pe acolo. A fost un șans făcut, dar cred că o s-au înfundat de la Crenș, de la nu știu ce. Dar trebuie să fie apa de la canul de la apa care vine la nu se mai scurge în șanță. Șanța era prelungit. Era de beton până la un punct, cam până de rapantul nostru și apoi era făcut din cu budă. Adică s-au înfundat undeva băieții de la Luanga, de pe Valea, să-și facă casa acolo de la Nicolo și de Planetul și Plătini. Și bănuiesc asta e cauza. Am văzut și eu asta, că am fost pe Valea, că am putut la pentru un mestecăniș. Mai sunt un tămbărăș și acolo, care vrea așa, care vrea invers. Nu poți. Nu, mă, oameni, eu înțeleg, cu tot dreptate, să circul foarte greu până ora, este foarte greu, accesul este sub orice critică. Dar nici n-am port să fac nimic, nu, stai gata, din mâini, pe fiecare din turbă, că-mi budozer, pe fiecare din turbă, ea treia zi de când-i budozer în Drăgucești, gândiți-vă cât bani mi-are, mă costă 100 de milioane, acum mai mult cu transport, cu ore plătite, cu 10 ore pe zi, a fost până în vântul mestecăniu și am mers pe glodul.
nu e greu. Tot o muntă, a plouat mult în toamna asta. Asta e. Mai greu, mai greu. Și unde se termină la Berine, Smaltus. Și restul porțiunii de drum, în continuare la planta acolo, nu e rigolo nici pe stânga, nici pe geanta, așa e prevăzut un proiect? La care drum? Deci de acolo de unde e Bosnit, e locul, da? Tot în sus? Nu. Nu știu exact dacă ești pe o parte și pe alta, dar singurul partea casei dumneavoastră e șanță, betonat. Dar nu s-au terminat de turnat, pentru că s-au oprit din cauza timpului. Nu, până la mine acolo. Deci, știu, da. Partea dreaptă, nu. Se continuă peste tot, inclusiv acolo la Cristea, înainte de am dat drumul un pic, acum să scurgă apa. N-am săpat mai mult, pentru că azi dacă n-au timp să toarne... Sub planta din centru. Da, dacă n-are timp să toarne beton, fie o ploaie puternic și nu se sub asfalt, apoi mai un pic o urmărit. Urmează în primăvară, pentru că dacă ne-au anunțat cei la PNDL că nu mai sunt resurse financiare pentru ștoamnului, oamenii s-au oprit, nici mie nu permit, eu nu-mi permit să le plătesc și să le suport cheltuiala. Da, alte discuții, doamna președinte. Mai sunt discuții? Doamna Clara, aș vrea să vă întreb dacă la Brădila încasează cineva ajutor social și dacă acelor persoane le devine vreo sarcină. Da, cred că este un țifir. Și o parte din Ciotea din sus, Mirela Oprea, nu? Atâta. Da. Și au sarci ca și ceilalți, au niște ori pe care trebuie să-i presteze lunar, șanțuri, curățenie. Prin țifirea asta trebuie niște șanțuri betonate și s-au fundat frunte, trebuie... Întreg comuna, eu n-am decât 718 ajutor social. 72. Da, cei mai mulți sunt cei care sunt de la Grești la Drăgugești. Care sunt cu așa social. Mi-am propus, nu știu, de la anul să mai iau 10-20 persoane, dar destul de greu. Nu-mi permit eu deocamdată. Adică e o modă, am fost la primărie, au fi 300 de asistați. Nu mă doresc lucrul ăsta. Vreau să cred că ai mei comuni sunt harnici și au venit. Nu. Da, aș vrea să întreb unde, rigolele unde sunt locuite, unde sunt case, cu ele venit sau ce vrea să... Trebuie curățat, dar... Proprietarul. Fiecare are o obligație civică și morală, plus de asta, în fața porții și fac curățenie. Ar trebui, nu știu, luate măsuri de cauză, că eu, acolo unde locuiesc, un canal de colectare. Tot ce s-a adunat pe toate șanțurile alea. Dar nu-i că știi scuții care am fost noi acolo? Da, știu, dar acolo trebuie făcut un pic pare de la vale, despre bădic, despre nu știu cum se spune acolo. Acolo nu se rezolvă o problemă pe care le desfacem. Acolo împrăștem apa în... Pe de altă soluție nu este. Apa aia trebuie grijată undeva, nu știu. Păi pe acolo în jos. Dincolo de drum, făcut aduce șanțul respectiv și nu sunt pe râu. Apa cu de la vale, nu mai ce se face altceva. Mai este adunat de toate porții din gura de canal, din fața porții. Da, este a treia oară care vă amintesc ca ședință și nu se rugă nimic. Chiar am fost acolo cu mantea cu vale, dar nu văd rezolvare eu acolo după de vedere. Cei de la vale, care nu mai au casă acolo, ce vine o fie acolo, să-și puneți șanțul, să-l adâncească. De a drumul la apa care îți pui tu cu ăsta acolo, pe care eu n-am văzut. Eu am fost și când ploua. Dar apa venea... Dar poate să nu zănesc, știi mai bine, că la grat, din câte știu, niște gunoi la bădic, nu? Nu, că apa dacă trebuie adus. Ăsta cine mai are acolo, Tărcuță, nu? Bădic și cu bădic și făcut șanțul la mare, fără discuție. Da, azi le-ai făcut acolo, șanțul la mare, prin bucata... Tot amănam atât, trebuie mie să... Asta e. Acolo să scurge apa. Și așa, acolo e blaște. Dacă e se face șanț, nu mai e blaște acolo. Că apa tot acolo se duce. La el, la poartă, este canal de folie. Păi, dar știu, păi, știu, vorere acolo. Păi bun, și ce-i face? Am clar așa. E infuz canalul sau e... Nu e infuz. De la apare de gard, e faci șanț până la părău. Mă, apa aia se duce la vale. Nu se duce, dacă se bălteze. Nu se duce nimic. Nu, știu că vale. Totuși nu are pantă de fugă. Ca să zic că se duce la vale. Nu, dar până cu ședinții, bine să mergeți toți trei, și domnul Andrei, și domnul Zărnescu, da. Și cu vale luat mașina, și mergeți acolo și vedeți o soluție împreună și tot ce s-o soluție. Nu, atâta trebuie să bagi bolul ăsta, șansă. Eu am făcut tot alea cu Florin, cu Petru, știi? Și eu zic că e de acolo, de acolo și mă dic. Nu poate să iei în modul nu, nu, deci ce vrei, atunci pe la vale. Dar cum șanță e să-i pula de pădic, sau nu s-o pune decât cineva acolo, nu? Da. Dacă nu mai sunt discuții,
Nu? Da? Dacă nu mai sunt discuții, declară în zonă. Am eu discuții, mamă. Într-o seară acum, recent, o săptămână, o primar poate știți, domnul Vitru, nu știu, dar știu sau poate știți. Băiețașă a pus scânduri cu cui în șosea. Capete de astea, de scânduri, de ăștia, păi vine unul cu o viteză, nu mai poate opri, să nu norocește. Hai să punem și camere de la vedere, câteva prin sat, așa să vedem care e cumpă, care e treacă. Vedem ce să faci, păi? Vedem ce buget avem anul viitor și eu mi-am propus. La IRG-ul am o camere, în centru, Adrian Andrău, de Șteală, pe tălăm decât pe drumul național. Toți sunt țară copii de ăștia, știi? Dar e problema cu camere. Și masă de la magazin de acolo, era nici nu. Cum? Masă de la magazin. Dar am văzut și panul la cap, nu au publicitate. Și panourile erau răsturnate. Să le știi, vrei, cred că au făcut sesizare. Am făcut sesizare, telefonic, de poliție, au mers, dar n-au identificat persoanele. Nicolae, că eu nu știu care au fost, dar le știu și ei. Nu știți care e treaba, domnul primar, eu când vede mașina poliției, știu toți că n-ai dat. Și m-am pus să-i caut. Nu știți că găteau cu pune în autobus și să mai fiți treaba. Da, mă, s-o prea. Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința de azi. Vă mulțumesc. Da.